Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o ediție specială a emisiunii Economica. Sunt Virgiliu Cercel, iar astăzi vă propun ca subiect al emisiunii noastre Retrospectiva Universitară 2023. În edițiile Economica din toamna anului trecut am marcat împreună debutul anului universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, eveniment care a precedat împlinirea la data de 30 octombrie 2023 a 75 de ani de activitate a universității, adică 75 de ani de performanță în educație și cercetare la Universitatea Ploieșteană. Ani înscriși în tradiția noastră de petroliști de peste 160 de ani, având în vedere că prima rafinărie românească a luat ființă în anul 1857. În contextul debutului anului universitar, am dezbătut, împreună cu cadrele universitare ploieștene, oferta educațională a instituției de învățământ superior de prestigiu care este Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, universitate cu caracter de unicitate la nivel european. Am văzut oferta educațională, oportunitățile, dar mai ales provocările cu care se confruntă conducerea UPG și echipa de cadre universitare în desfășurarea procesului didactic și în asigurarea celor mai bune condiții logistice și tehnico-științifice pentru studenți, masteranți și doctoranți. Ceea ce se întâmplă acum și se va întâmpla și pe viitor la Universitatea Petrol-Gaze este foarte important, întrucât, ca țară, ne dorim să fim parte din energia viitorului, iar bună parte dintre experții care vor contribui la atingerea acestui deziderat pe zona de energie și schimbări climatice sunt chiar absolvenții Universității Petrol-Gaze. Pentru a dezbate aspectele în cauză, în platoul nostru au fost invitați oameni care și-au asumat nu numai calitatea de formator, ci și-au asumat și coordonarea business core-ului UPG, care să genereze specialiști de top și lideri într-o profesie de care depinde și va depinde securitatea energetică a României. Conferențiar universitar dr. Alin Diniță, rectorul UPG, conferențiar universitar dr. Daniela Popovici, prorectorul UPG, conferențiar universitar dr. Alina Brezoi, prorectorul UPG, doctor inginer Alina Iuliana Ghețiu, prodecan al Facultății Ingineria Petrolului și Gazelor, șef lucrări doctor inginer Costin Ilinca, prodecan al Facultății Inginerie Mecanică și Electrică, șef lucrări doctor inginer Loredana Negoiță, decan al Facultății Tehnologia Petrolului și Petrochimie. Stimați telespectatori, vă invit să revedem împreună secvențe din edițiile Economica realizate în cea de-a doua jumătate a anului 2023 cu participarea cadrelor universitare menționate anterior, secvențe în care veți regăsi și opiniile secretarului general adjunct al NATO, Mircea Gioană, și cele ale ministrului Economiei, Ștefan Radu Oprea, despre Universitatea Petrol-Gaze și profesia de petrolist. Deci, iată ce ne transmite Mircea Gioană, secretarul general adjunct al NATO, despre universitate și profesie. O profesie curajoasă într-un domeniu de care a depins, depinde și va depinde întotdeauna soarta României, energia. UPG a dat lideri adevărați, gata să intre în contact cu materia și cu energia depozitată în subsol. Iată și ce ne transmite Ștefan Radu Oprea, ministrul Economiei. Tăria UPG constă în partea de inginerie. UPG trebuie să știe să se poziționeze pentru noile tehnologii. Stimați telespectatori, vă invit să revedem împreună secvențele din edițiile Economica din cea de-a doua jumătate a anului trecut. Pentru a dezbate aceste aspecte, i-am invitat în platoul emisiunii Economica pe domnul conferențiar universitar dr. Alin Diniță, rectorul UPG. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumim pentru invitație.
pe doamna conferențiar universitar dr. Daniela Popovici, prorector. Mulțumesc pentru prezență, bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Și pe doamna conferențiar universitar dr. Alina Brezoi, prorector. Mulțumesc frumos pentru prezență, ne bucurăm că sunteți astăzi alături de noi. Urmează, așa cum spuneam, debutul anului universitar, mai sunt cam două săptămâni. Da. Și ne dorim, prin prezența dumneavoastră la emisiune, ca ploieștenii, prahovenii și nu numai, dar în special ei, să cunoască despre ceea ce vă propuneți, despre ceea ce oferiți ca universitate tinerilor, nu numai tinerilor, pentru că vorbim și de masteranți și de doctoranți, deci nu numai tinerilor, ce șanse au, cu ce pregătire vor ieși de pe băncile facultății și care sunt perspectivele, cum vedem mai departe atât viitorul universității, cât și viitorul celor care se formează aici. Domnule rector, dați-mi voie să încep eu să deschid un pic discuția. În primul rând, principalul obiectiv atât al meu personal, cât și ca rector al universității, este ca orașul Ploiești să conștientizeze faptul că avem o universitate de prestigiu. Sunt puține orașe de mărimea Ploieștiului care au o astfel de universitate și îmi doresc ca acest sistem, să zicem, cuplat interactiv oraș Ploiești, Universitate Petrolgaze din Ploiești, să funcționeze la un nivel mult mai ridicat, astfel încât să fim cu toții mândri, atât de orașul Ploiești, cât și de universitatea care se află la, exact la intrarea orașului. Nici nu ar fi putut să fie în altă parte decât la Ploiești Universitatea Petrol și Gaze, pentru că vorbim de zona, de regiunea cu cea mai bogată tradiție în ceea ce înseamnă industria petrolieră. Da, vorbim de peste 150 de ani de petrol și gaze la Ploiești și în județul Prahova. Da? Una dintre zonele sau dintre primele zone cu tradiție îndelungată, nu numai la nivel național, ci și la nivel european și mondial. Exact, asta vreau să adaug. Faptul că în 1867 prima rafinerie, frații Mehedințeanu, a fost aici, în apropierea orașului Ploiești. Suntem, să spunem așa, în istoria petrolului ca prima rafinerie, prima producție de petrol din lume, astfel încât universitatea, să spunem, este o continuare firească a acestei tradiții de a pregăti absolvenți în domeniul de petrol și gaze și nu numai. Ați pomenit dumneavoastră acest slogan, fi parte din energia viitorului. Energie nu înseamnă neapărat petrol și gaze, înseamnă energia unui cadru didactic pe care noi îl pregătim, profesor, învățător, pedagog. Energia înseamnă energia unui contabil, a unui manager, a unui om care se va afirma în economia turismului, de exemplu. Sub acest slogan, fi parte din energia viitorului, încercăm să venim către copiii Ploieștiului cu meserii care sunt în zona viitorului. Corect. Și trebuie să fim cât se poate de cinstiți cu noi. Energia viitorului nu înseamnă numai ingineri, da, și specialiști tehnici. Exact. Nu funcționează niciun fel de organizație, niciun fel de companie fără economiști, fără consilieri juridici și alte specialități. E foarte corect. Probabil că se vor regăsi cei mai mulți dintre ei totuși în zona industriei, da, de energie. Bineînțeles că cele mai, să spunem așa, tradiția pe care o avem este în zona de petrol și gaze. Nu cred că există o companie din domeniul de petrol și gaze care să nu aibă absolvenți ai Universității Petrol-Gaze. Nu există. Toată lumea care a făcut petrol, gaze, care lucrează în domeniul de petrol și gaze, fără să vrea, a trecut, da, pe la Ploiești. Da? Trebuie să reamintim telespectatorilor noștri că în anul 1948, da, și sper să nu greșesc, s-au înființat primele două facultăți din zona de petrol și gaze. Dacă vorbim, ați amintit mai devreme de oportunități și provocări, oportunitățile sunt legate de aceste energii ale viitorului în care universitatea investește, atât în zona de preocupare științifică, cât și în zona de ofertă educațională. Iar dacă ne gândim la zona de provocări, problemele sunt legate de dinamica forței de muncă, dinamica ofertei forței de muncă pe care o vedem în fiecare zi.
sunt meserii care dispar, meserii care apar, iar universitatea trebuie să se adapteze inclusiv în zona de petrol și gaz. O să las pe Daniela să se ducă un pic în zona de cercetare și, să spunem așa, ce înseamnă viitorul universității în zona asta de petrol și gaz. Domnule rector, ceea ce aș vrea eu să spun, având în vedere faptul că ne adresăm în primul rând tinerilor, care se gândesc acum sau peste un an sau peste doi să urmeze o facultate, este faptul că, deși suntem categoric deschiși către energiile regenerabile, către energiile verzi, ele trebuie să facă parte din viața noastră, din economia noastră. Pentru că energie fără schimbări climatice nu mai există. Exact. Vorbim de dezvoltare durabilă, deci evident trebuie să avem în vedere și acest fapt. Ceea ce mai puțină lume știe este că atunci când vorbim despre petrol, nu vorbim numai despre combustibili. Nu vorbim numai despre combustibilii fosili, despre benzină, despre motorină. Pe aceștia îi folosim mai toți, îi cunoaștem pentru că majoritatea, prea puțină lume are la acest fără moment mașină electrică. Fără ei nu putem. Exact. Dar chiar dacă treptat aceștia își vor îmbunătăți calitatea, să devină mai puțin poluanți, petrolul nu înseamnă numai acești combustibili. Înseamnă aproximativ 80% din ceea ce ne înconjoară pe toți, cam la fiecare moment al vieții noastre. Masa la care stăm e făcută din materiale derivate din petrol. Carcasa laptopului dumneavoastră, de asemenea. O foarte mare parte din materialele de construcție, infrastructura rutieră, îmbrăcămintea pe care o avem, medicamentele și am enumerat numai o mică parte. Toate, absolut toate, au în componență derivate din petrol, pe care nu le putem obține altminteri la acest moment. Este foarte bine, cercetarea este într-o continuă dezvoltare și probabil că la un moment dat vom găsi și substituenți pentru aceste componente. Deocamdată ele nu s-au descoperit. Deci nu trebuie să înțelegem că exploatarea petrolului înseamnă numai neapărat producerea de combustibil. Deci tinerii care se gândesc să urmeze o carieră la universitatea noastră, în zona facultăților care au ca și preocupare prelucrarea, transportul, exploatarea petrolului, trebuie să înțeleagă cum că locurile de muncă sunt nu numai în rafinării, ci și în zone care prelucrează derivatele produse din petrol. Acest lucru ne străduim să-l aducem la cunoștința tinerilor ori de câte ori mergem să discutăm cu ei prin licee, să facem așa numita caravană a admiterii, așa cum o numim noi, numai că se pare că prea puțin cunosc. Și de aceea ne gândim că poate prin intermediul dumneavoastră, promovând aceste informații, vom fi mai bine înțeleși. Cum spunea și domnul rector, menirea unei universități este în egală măsură de a transmite cunoaștere către studenți, masteranzi, doctoranzi, dar în același timp această cunoaștere este cu atât mai valoroasă cu cât ea vine dintr-o experiență proprie a cadrului didactic. Și asta înseamnă o cercetare pe care cadrul didactic o desfășoară. Și atunci și pe această zonă, cadrele didactice, studenții, masteranzii, dar mai ales doctoranzii din universitatea noastră desfășoară activități în diverse domenii, atât în domeniul ingineriilor, cât și în domeniul științelor educației, filologie, științe economice. În ultima vreme s-au dezvoltat colective puternice în zone neinginerești în universitatea noastră. Și lucrurile astea se pot vedea prin prisma unor reviste care au devenit de talie mondială, sunt prestigioase, sunt reviste cotate la nivel internațional. Și, de asemenea, această activitate de cercetare pe care cadrele didactice împreună cu studenții o desfășoară este materializată și prin contracte de cercetare pe care le avem încheiate cu mediul economic, prin brevete de invenție pe care colegii noștri le-au realizat și printr-o producție științifică ce justifică renumele pe care vreau să cred că universitatea noastră îl are și îl va avea și în continuare.
De aceea aș spune că cercetarea științifică este la fel de importantă pentru noi ca și actul didactic și ne străduim ca să o desfășurăm astfel încât să fim cât mai atractivi pentru mediul economic, pentru că întotdeauna cercetarea este baza de la care se poate trece la nivelul următor și în activitatea industrială. Și în acest sens, eu zic că ne facem treaba bine. Sunt convins despre acest lucru. Mai înainte de a o ruga pe doamna conferențiar universitară Alina Brezoi, prorector, așa cum am spus, stimați telespectatori, să intervină în emisiune, ați făcut referire mai devreme la prestigiu. Nu cred că poate fi contestat sau nu cred că se poate pune problema unei diminuări sau unei lipse de prestigiu în legătură cu ceea ce înseamnă Universitatea Petrol-Gaze. Prestigiu și calitate și performanță care, iată, se extinde de la cei 75 de ani despre care tocmai spuneam în debutul emisiunii că i-am aniversat anul acesta, nu numai de înființare, ci de performanță în educație și cercetare, care se extind de la zona tehnică tradițională către noile zone. Spunem noile, nu că ar fi foarte noi, dar sunt mai noi în raport cu cele trei facultăți tradiționale, cele trei segmente, da? Din câte îmi amintesc, în 1992, de cred că... De 30 de ani, alături de facultățile tehnice, au apărut și Facultatea de Litere și Științe și Facultatea de Științe Economice. Avem programe diverse pentru fiecare elev care dorește să participe la concursul de admitere și, așa cum am văzut anul acesta, au ales atât partea tehnică cât și partea de litere și științe. Știți bine, noi am avut la pedagogia învățământului primar și preșcolar chiar o concurență acerbă pe locurile pe care le-am scos în oferta educațională, și partea de științe economice, managementul este foarte căutat, poate și pentru că avem și management la învățământ la distanță și știți bine că după o anumită vârstă toți angajații se gândesc să ajungă manager și au nevoie de această facultate, această specializare și la management am avut tot o concurență acerbă. Universitatea noastră are unul dintre motori, tinerii sunt cea mai bună investiție și încercăm să investim în tinerii de orice vârstă, atât având un grad ridicat la cursurile și activitățile de seminar și laborator, cât și prin activitățile extracurriculare pe care le oferim în cadrul universității. 75 de ani pentru noi înseamnă foarte mult, un an 2023 plin de evenimente. Am încercat să invităm să participe la conferințe, atât pentru cadre didactice, cât și pentru studenți. Invităm în continuare pe elevi să vină până la universitate, pentru că pe site-ul universității au graficul de desfășurare a evenimentelor organizate de noi în toamna anului 2023 ca să vadă ce înseamnă să fii student la UPG. Este cel mai bine să ne viziteze, să ne cunoască, să cunoască tot corpul profesoral și să-și dea seama dacă le este bine alături de colectivul nostru. Să sperăm și ne dorim ca din ce în ce mai mulți tineri să vină să acceseze programele de pregătire pe care le oferiți și, așa cum ați punctat mai devreme, că tinerii sunt cele mai mari valori la care ne uităm, așa cum fiecare dintre noi acasă investește în proprii copii și ca societate, și noi ca membri ai societății trebuie să investim în tineri, să investim în copii. Fără lucrurile nu au cum să meargă bine, cel puțin. Asta e părerea mea, dar sunt convins că suntem cu toții de aceeași părere. Plecăm din upstream și ne îndreptăm către downstream,
cu o conexiune mecano-energetică între cele două zone. Doamna șef lucrări, doctor inginer Iuliana Ghețiu, prodecan al Facultății Ingineria Petrolului și Gazelor, pe scurt IPG. Doamna prodecan, bine ați venit, vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Bine v-am găsit, mulțumim și noi pentru invitație. Da, sunt prodecanul Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor, o specializare, o facultate unică în România, suntem singura facultate și printre puținele din lume pe acest domeniu. În cadrul facultății avem programe de licență, programe de masterat, dar și școală doctorală. Deci viitorii candidați sau actualii studenți își pot definitiva până la cel mai înalt grad de studiu în cadrul universității noastre. Domnul șef lucrări, doctor inginer Costin Ilinca, prodecan al Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică, pe scurt IME. Domnule prodecan, vă mulțumesc pentru prezență, bun venit la noi în studio. Ziua bună tuturor și vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat ca de fiecare dată de câte ori am venit în studioul dumneavoastră. Sunt prodecanul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică. Sunt membru component al Departamentului de Inginerie Mecanică. După cum știți, în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică avem două departamente. Unul dintre ele este cel de Inginerie Mecanică, din care fac eu parte. Cel de-al doilea este cel de Automatică, Calculatoare și Electronică. Sunt două departamente puternice, număr impresionat de specializări. Avem câte trei specializări pentru fiecare dintre cele două departamente. Aș aminti, de exemplu, în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică și Electrică, utilaje petroliere și petrochimice. Probabil că, cu siguranță, este, de fapt, specializarea vechimea cea mai mare de partea cealaltă. În cadrul Departamentului de Automatică, Calculatoare și Electronică, Automatică și Informatică, Calculatoare, Electromecanici, Ingineria Designului de Produs, o altă specializare ce a luat ființă la noi de curând, cu o atractivitate extraordinar de mare pentru studenți, este specialitatea cea mai nouă înființată în cadrul facultății noastre și, în ultimul rând, inginerie economică în domeniul mecanic, ceea ce oferă capabilități multiple atât pe componentele ingineriei mecanice cât și pe partea economică. Avem un număr bun de studenți și admiterea de anul acesta este o încununare, să spunem, a eforturilor la nivelul decanatului făcut anul trecut pentru a atrage absolvenții de liceu către facultatea noastră și către universitate. Și eu aș aprecia că punctul nostru forte, spun, ar fi gradul de angajabilitate. Probabil că o să discutăm pe parcursul emisiunii. Da. Vă rog să îmi dați voie să prezint și cel de-al treilea invitat, doamna șef lucrări, doctor inginer Loredana Negoiță, decan al Facultății Tehnologia Petrolului și Petrochimie, pe scurt TPP. Doamna decan, vă mulțumesc, bine ați venit la noi în platou. Bună ziua din nou și vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a veni în fața telespectatorilor să prezint Facultatea TPP, Tehnologia Petrolului și Petrochimie, facultate care a luat ființă, așa cum bine ați prezentat, în 1948 și care la București și care s-a mutat în Ploiești în 1975. La momentul acesta, în cadrul facultății, rulează două departamente, Departamentul de Inginerie a Prelucrării Petrolului și Protecția Mediului și Departamentul de Chimie. În cadrul facultății avem domeniul de licență, domeniul de masterat și domeniul de doctorat. Domeniul de doctorat rulează în zona inginerie chimică. În domeniul de licență avem mai multe programe de studii, prelucrarea petrolului și petrochimie, atât în limba română cât și în limba engleză. Acest program de studii este programul de tradiție al facultății, cu
cu acest program, dar sub o altă denumire, a început în 1948. Apoi Ingineria și Protecția Mediului în Industrie și un program relativ nou, Controlul și Securitatea Produselor Alimentare. Chiar anul acesta avem prima promoție de absolvenți la acest program de studii. În cadrul domeniului de masterat, avem controlul calității produselor și a factorilor de mediu, tehnologii avansate în ingineria protecției mediului, tehnologii avansate în prelucrarea petrolului și inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării și petrochimie. Programul de masterat tehnologii avansate în prelucrarea petrolului rulează și în limba engleză. Pe parcurs, probabil o să vorbim mai multe aceste aspecte. Deschidere de an universitar la Universitatea Petrolgaze Ploiești. Festivitatea a reunit la oaltă studenți proaspeți intrați, colegilor din ceilalți ani, dar și oaspeți de seamă. În jur de 5.500 de studenți. Și străini? Și străini în jur de 100. Din ce țări? Țările din care provin sunt în mare parte din zona Africii și zona Golfului. În aula UPG a avut loc ceremonia de deschidere a anului universitar 2023-2024, la care au luat parte oaspeți de seamă. Se dezbate a unei tradiții universitare solide și reprezentați, sau veți reprezenta, una din cele mai curajoase profesii. Vă duceți cunoaștere pentru domeniul de care a devins, devine și a devine totdeauna soarta omenirii. Mircea Joană a vorbit despre importanța existenței acestei instituții de învățământ care a dat țării și lumii specialiști de top în domeniul petrolier. Universitatea de petrol, gaze, pe care o sărbătorim astăzi, a format întotdeauna ingineri și lideri adevărați. Gata să intre în contact cu materia, cu geologia, cu furia naturii, cu energia depozitată în subsol și cu cele mai subtile legi ale fizicii, ale chimiei, ale societății, așa cum trebuie să fie orice tânăr, profesionist, inginer, Fost student al universității, actualul ministru al economiei, Radu Oprea, s-a aflat și el printre oaspeți la acest eveniment. El a lansat și o provocare conducerii UPG. Ingineria Universității de Petrol și Gaze constă în partea de inginerie. Și avem viitor pentru că în această tranziție verde despre care vorbea domnul Joană mai devreme, Universitatea de Petrol și Gaze, și aceasta este provocarea, trebuie să știe să se poziționeze pentru noile tehnologii. Forajele vor continua să funcționeze. Geotermalul în România este exploatat și sunt profesori care au foarte multe proiecte în această direcție. Un mesaj impresionant a venit din partea unei tinere studente, proaspăt absolventă de liceu. Aceasta a finalizat studiile la Colegiul Național Ile Caragiale Ploiești, iar discursul susținut în fața mulțimii a fost unul demn de laudă. A dorit să încep această scurtă intervenție prin la examenul de bacalaureat din această vară, urându-le în același timp mult succes în nouul an universitar care tocmai a început. Mă simt onorată să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră și le mulțumesc organizatorilor, fiindcă mi-au oferit acest prilej, ceea ce îmi întărește convingerea că acest mediu academic
Toate cele 1000 de locuri la facultăți pentru studenții intrați în anul întâi la programele de studii fără taxă au fost ocupate și aproape toate la celelalte 500 fără taxă. Două materiale realizate de colegii noștri de la Departamentul de Știri privind condițiile de cazare, condițiile logistice de alimentație din cadrul Universității Petrol Gaze Ploiești. Pentru persoanele cu dizabilități, vară și baia. Deci au patul lor separat, baia aplicat, baia. Se fac ultimele retușuri în cele 8 cămine aflate în campusul Universității Petrol Gaze din Ploiești. Unul dintre acestea a fost construit recent, iar din octombrie studenții se pot caza aici. Aceasta este practic o cameră normală. Da, este o cameră normală cu două locuri, dotată cu mobilier, frigider, televizor, aer condiționat. Baie proprii. Studenții noștri vor beneficia de o capacitate de cazare de, în 8 cămine, deci peste 2000 de locuri. Ne aflăm în fața celui mai nou cămin, celui mai dotat și elegant cămin, care din acest an universitar va intra în funcțiune. Imobilul, construit prin intermediul Companiei Naționale de Investiții, are dotări de ultimă generație și o capacitate de peste 260 de locuri. Dotat cu baie proprie și în interiorul camerei găsim frigider, aer condiționat, birou, mobilă, o bucătărie proprie pentru fiecare nivel și mașini de spălat cu uscător. Și celelalte 7 cămine au fost reabilitate pentru acest nou an universitar. Încă lucrăm și la celelalte cămine, cu igienizările care s-au făcut pe timpul verii. Căminul 5 a avut aproape tot căminul igienizat, restul cu dotările proprii, mici adăugiri la ce nu era conform. Andrei a venit din județul Mureș să studieze la UPG Ploiești, cunoaște și condițiile altor cămine din București sau Cluj, de pildă, însă cele de aici l-au satisfăcut pe deplin pe student. Și mi se pare că condițiile pe care le avem la UPG sunt mult peste și din punct de vedere al spațiului și din punct de vedere al prețului, care mi se pare mult mai avantajos la noi. Sunt condiții destul de bune, avem apă caldă, căldură, chiar este foarte ok. Condițiile mi se par unele extraordinare comparativ cu alte cămine și prețul este unul foarte avantajos. Pe timpul lunii este căldură, chiar sunt condiții foarte bune. Cererile pentru cazări au început să fie deja depuse și mai pot fi înaintate până pe 20 septembrie. 4 zile mai târziu, studenții își pot ocupa camerele. În funcție de gradul de confort al fiecărui imobil și numărul de locuri, prețul lunar pleacă de la 270 de lei și poate să ajungă până la 500 de lei de persoană. Sumele includ utilități și celelalte facilități. Dacă exteriorul clădirii în care funcționează cantina Universității Petrol Gaze a fost renovat anul trecut, în interior nu se mai făcuseră lucrări de renovare de peste 10 ani. Au fost renovări, au durat 10 săptămâni, s-a investit 476.000 de lei. Eu zic că arată ok și sperăm să avem cât mai mulți studenți în cantină. Ce lucrări s-au făcut concret? De la gresie, faianță, noile decorațiuni, tavane și iluminatul care este pe LED. Reprezentanții UPG Ploiești vor acum să atragă fonduri printr-un proiect PNRR și pentru schimbarea bucătăriei. La cantina studențească de la Ploiești, mâncarea are prețuri accesibile. Începând de anul acesta avem meniuri, au crescut conform pieței, nu mai mult, noi nu am adăugat nimic. Undeva un meniu de la 15 până la 25 de lei, un meniu complet. Arată bine. E prima oară când merg, abia am început acum o săptămână. Momentan mi se pare ok, încerc să înțeleg meniu. Prețurile cum se par aici? Bune. Acceptabile, nu? Pentru un student. Se par foarte bune, adică un meniu, de exemplu, cu cartofi prăziți și carne, 8 lei, 9 lei. Pare ok. E ok. E prima oară când vin aici. Și... anul întâi. Da. La meniu te-ai uitat? La prețuri? Da, m-am uitat. Sunt ok prețurile pentru studenți. E ok. Față de altele unde am mai văzut. Ai mâncat aici, ieri, la? Acum voiam să mănânc, prima dată. Cantina îmi pare nouă, meniu este disponibil la prețuri rezonabile. Aproximativ 400 de meniuri pe zi s-au vândut la cantină în primele zile de la începutul anului universitar. Cu
condiții bune, condiții foarte bune, aspecte confirmate chiar de beneficiari, da, de studenți, prețuri mai mult decât accesibile, aș spune. Suntem pe un tren ascendent din toate punctele de vedere, inclusiv al dotărilor referitor la imaginile anterioare. Eu vă pot confirma legat de cantină. Am cam 28 de ani de vechime în cadrul universității. Cum arată cantina acum, din toate punctele de vedere, inclusiv dotări, probabil că este un apogeu. Dacă ar exista, de exemplu, posibilitatea realizării un abonament, m-aș abona acolo. Merg în mod frecvent, inclusiv după emisiune, de-abia aștept să ajung. Fantastic, prețurile sunt extrem de mici, iar calitatea este la un nivel ridicat. Pot confirma, între 10 și 12 lei un meniu complet. Mănânc ca la mama acasă, din toate punctele de vedere. Și este o mare realizare a noastră, a universității. Universitatea, într-adevăr, acum la 1 octombrie s-a dat în folosință și căminul numărul 8, cel mai nou cămin pe care l-ați prezentat dumneavoastră în imagine. Dar mai avem alte 7 cămine care toate sunt dotate cu băi proprii, sunt renovate în fiecare an. Sunt locuri de cazare disponibile pentru absolut toți doritorii, studenți ai universității, fără excepții. Dispune toate solicitările de cazare și toate nevoile studenților. În cadrul căminelor sunt și săli de lectură, unde ei se pot întruni. De altfel, universitatea acum urmează, a depus proiecte privind și reabilitarea cantinei, pentru că pe filmuleț, pe prezentarea dumneavoastră, s-a și spus că ne dorim să facem și o reabilitare energetică a cantinei. S-a vorbit despre Căminul 5, la fel, cantina și Căminul 5 vor intra pe aceste proiecte. Un alt proiect foarte important pentru universitate este de construcția de locuri de recreere și de lectură pentru studenți. Nu avem în filmuleț, dar universitatea dispune de o sală de lectură extrem de frumoasă și bine dotată, unde studenții pot merge toată ziua acolo, adică nu este niciun fel de problemă să studieze, să lucreze la proiecte, să-și desfășoare activități, este în permanență deschisă. Avem preocupări pentru confortul, pentru infrastructura bună și pentru confortul studenților în continuu. Există această preocupare continuă pentru binestarea studenților noștri, pentru că, lăsând la o parte doar aspectul și dotările, asta creează și un confort și o relaxare, o atmosferă plăcută pentru în campus. Cred că suntem singura universitate din țară care are toate aceste facilități pentru studenți, teren de sport, cantină, cămine, casa de cultură a studenților, toate sunt în campusul universitar. Ceea ce este și benefic pentru părinți din punct de vedere al costului, da? Că scutești niște bani, e tot și timp, da? Prețios, de altfel, pentru toată lumea, tot plimbându-te de la un capăt la altul al orașului pentru a ține cursurile sau pentru a desfășura activitățile. Deci studenții au tot ce au nevoie în campusul universitar. Este foarte important lucrul ăsta pentru ei, cred, pentru confortul lor. Dragi tineri, vorbim de preocupări serioase la nivelul echipei de cadre universitare de la Universitatea Petrolului și Gaze. În toamna anului 2023, Andrei Ștefan Oprișescu-Dulgheru, student la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, și Andrei Răduță Petrescu, de la Universitatea Politehnică din București, au făcut echipă pentru a-și prezenta proiectul inovator HydroShift în cadrul unei competiții desfășurată la o universitate de prestigiu din Indonezia. Proiectul lor a fost desemnat câștigător și a primit medalia de aur
demonstrând excelența cercetării și inovației din România și implicit excelența și performanțele de la nivelul UPG și Universității Politehnice din București. Dintre cele 286 de proiecte înscrise în diferite domenii ale științei și tehnologiei, proiectul celor doi studenți, HydroShift, a fost remarcat pentru abordarea sa revoluționară de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în industria petrolieră. Stimați telespectatori, vă invit să urmărim împreună un material realizat pe această temă de colegii noștri de la Departamentul de Știri. O rafinerie în care să testez real capacitatea de electrolizare a apei de producție. Bine, posibil să fie doable, să zic așa, și la o scară mai mică. El este Andrei Oprișescu Dulgheru, student în anul 3 la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor din cadrul Universității Petrol-Gaze Ploiești. Împreună cu alt student al Universității Politehnica București, s-au calificat la etapa finală a World Youth Invention and Innovation Award, găzduită de o universitate celebră din Indonezia. Proiectul lor este mai exact o strategie inovativă pentru cuplarea și optimizarea sectoarelor industriilor petroliere, cum ar fi cele de rafinare, extracție și stocare. Proiectul nostru reprezintă o strategie de cuplare și optimizare a sectoarelor din industria de petrol și gaze prin utilizarea hidrogenului ca factor liant. În conformitate cu datele publice, în procesul de rafinare, la un baril de petrol procesat se utilizează în jur de 3-4 barili de apă. Această apă devine apă reziduală. Toate acestea, în momentul în care este depusă în emisar, în ea rămân compuși organici volatili. Mai există fosfor, mai există azot, iar aceste elemente hrănesc fauna algelor din acele medii acvatice, creând un fenomen numit eutrofizare. Cu acest fenomen, comunitatea de mediu europeană luptă acerb în momentul de față. Asta pentru că, prin intermediul procesului, algele obțin nutrienții necesari pentru a se dezvolta și creează zone subacvatice în care nivelul de oxigen scade. În acest mod, rezultă sufocarea faunei sălbatice și totodată amenință furnizarea cu apă potabilă a populației. Așa că noi ne-am gândit cum, pornind de la un dezastru ecologic, putem să producem energie verde pe care să o folosim în alte sectoare ale industriei. Prima parte a modelului nostru a implicat folosirea acestei ape reziduale într-o stație de electroliză pentru a o transforma în hidrogen verde. Ne-am gândit dacă este posibil să înlocuim parțial sau total aceste grupuri electrogene cu celule combustibile care să funcționeze pe bază de hidrogen. Practic, să producem curentul electric necesar operațiunii din apa reziduală a rafinăriilor. Competiția derulată la nivel mondial a fost una acerbă. Asta și pentru că au existat 8 secțiuni la care s-au înscris numai puțin de 286 de proiecte, cu peste 600 de participanți din Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite și multe altele. Am ales să gândim pe termen scurt, să mitigăm problema și în felul ăsta nu doar să vorbim, să facem și ceva până vine acel viitor la care toată comunitatea visează. Suntem mândri, nu numai că este studentul nostru, suntem mândri, sau eu la nivel personal, faptul că România are un astfel de exponent, de faptul că el vrea să rămână în România, de faptul că el reprezintă România, nu neapărat Universitatea Petrol-Gaze, cât România. Eu am avut privilegiul de a vedea, să zicem, sau de a auzi acest proiect într-o formă mai incipientă. El a participat la SPE, la partea de student chapter la noi și a avut o primă formă a acestei, să zicem așa, idei, care chiar și neșlefuită la vremea respectivă a avut un potențial și chiar a câștigat atunci tot așa locul întâi. Studentul Andrei Oprișescu Dulgheru de la UPG Ploiești dorește să își continue ascensiunea în domeniul cercetării și inovației. Spune că deși va aplica pentru stagii de perfecționare departe de România, își dorește să revină să lucreze în țara sa natală, unde crede că sunt șanse ca tinerii să se dezvolte, chiar și cu resurse care nu sunt întotdeauna pe măsura nivelului lor de pregătire. Stimați telespectatori, retrospectiva universitară 2023 a ajuns la final. Personal, mulțumesc echipei de cadre universitare pentru efortul constant de a genera și modela specialiști care să ne asigure energia viitorilor, iar tinerilor le adresez îndemnul: îndrăzniți și fiți și voi parte din energia viitorului. Stimați telespectatori,
Vă mulțumesc, să ne revedem sănătoși la următoarele ediții ale emisiunii Economica. Thank you.